Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă îți sărbătorești ziua de naștere pe 5 aprilie, primul lucru care se poate observa la tine este abilitatea ta remarcabilă de comunicare. Tu poți găsi o limbă comună cu orice persoană. Puterea ta este capacitatea de a combina cuvinte convingătoare cu acțiuni directe. Viața pentru tine este un spectacol în care joci un rol principal deoarece echivalezi admirația cu dragostea, ești constant îngrijorată de impresia pe care o faci asupra altora. Spre deosebire de alți berbeci, ești foarte preocupată de imaginea ta și, uneori ți este dificil să distingi adevăratul tău eu de caracterul dramatic creat pentru public. Universul te-a înzestrat cu abilitatea de a obține un succes considerabil în viață și cu rezistență, permițând să rămâi pe val. Dispunând de virtuți remarcabile, tu pare a fi o femeie foarte încrezătoare în sine, dar fără o prejudecată excesivă față de egoism. Tu însă ți manifesti un interes sporit față de aspectul extern al fenomenului, dar prefer să nu te uiți în adâncimi. De regulă, te dedici unei singure profesii, respecti odată și pentru totdeauna toate principiile stabilite. Semnul tău zodiacal aparține constelației Berbecului. Berbecul este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, autosuficiență, nevoia de a te apăra în viață, energie, explozivă, ambițioasă, firască și invincibilă, aflată sub puterea războinicului Marte, elementul tău este un foc strălucitor și arzător. Ești o femeie puternică care poate inspira pe alții și îți poți atinge scopurile. Perseverența și hotărârea în combinație cu o voință puternică te pot ajuta să atingi dinălțimi fără precedent. Totuși, de cealaltă parte a monedei, temperamentul tău fierbinte, agresivitatea și uneori pasiunea excesivă, atât în ceea ce privește sexul cât și în afaceri, pot strica foarte mult. Este mai bine pentru tine să folosești voința ta de fier pentru a combate izbucnirile de furie și aspirațiile zadarnice, ceea ce poate duce la conflicte și chiar leziuni. Calea către armonie se află în autocontrol. Este de asemenea, o idee bună să asculți nu numai sentimentele tale, de exemplu, furie sau gelozie, ci și interlocutorul. Guvernatorul tău astral este Marte. Planeta Marte este responsabilă pentru viață activă, precum și neglijență. Această planetă este favorabilă pentru lucrătorii din domeniul sănătății, funcționari, profesori, artiști. Planeta ta în exil este Venus. Lui Venus îi poți mulțumi pentru claritatea și integritatea ta, exprimarea directă. Cea mai frapantă trăsătură ta este sociabilitatea. Tu par să te înțelegi și să negociezi cu oricine? chiar și cu un străin. În afară de cuvinte știi care este problema. Tu percepi viața ca un teatru, te consideri a fi rolul principal. Tu joci constant un rol în public, îți construiești cu prudență imaginea. Uneori ești capabilă să joci atât de bine încât nu poți distinge prezentul din imaginea teatrală construită. Îți place să noți în priviri admirabile, luându-le ca o expresie a iubirii. Ca toate personalitățile strălucite, cauți recunoașterea, dar poți trăi fără ea, continuând să lucrezi în domeniul ales chiar dacă este neinteresant pentru tine. Orice se întâmplă în jur, reușești să-ți concentrezi toată energia din mintea ta și să finalizezi lucrările începute. Tu te simți confortabil în rolul de interpret fiabil și de sigur, dacă ești foarte înzestrată, aceasta este doar o parte a jocului reacție nu ți place când cineva încearcă să te analizeze, să te supună la teste, să se scufundă în sufletul tău. De fapt, rolul pe care îl joci nu este deloc limitat, cu excepția cazului în care nu vrei mai multă atenție. Deși încerci să nu te împovărezi cu controverse, riști să cauzezi antagonism din partea celor pentru care abordarea ta directă față de viață este inacceptabilă. Tu nu vei face compromisuri niciodată, Chiar dacă această persistență este plină de pedapsă financiară, banii pentru tine nu sunt cea mai mare prioritate, mult mai important pentru tine este a reuși în în aplicarea planurilor tale și să rămâi loială ideii, fiind o campioană a onestității și integrității, tu încerci totuși să eviți perturbațiile inutile pentru a-ți continua munca în viața ta, fără intervenții speciale. Adesea îi lași adversarului dreptul de a decide dacă se înceapă o luptă. Îngropat în muncă sau într-o nouă afacere, uneori nu te mai poți opri și nu observi că colegii sunt obosiți sau chiar și-au pierdut interesul în proiect și sunt gata să treacă mai departe. Acesta este motivul pentru care este atât de importantă din când în când să reevaluezi ceea ce s-a făcut și, dacă este necesar să faci schimbări în viața ta să nu ți fie frică de acest pas, te distingi față de alți nativi din berbec având astfel de calități, impredictibilitate, încredere, activitate, ești mereu în mișcare, făcând mii de lucruri în același timp, fiind o iubitoare de libertate, tu apreciezi independența și aprecierea membrilor sexului opus. Cum afectează data de 5 aprilie soarta Universul te a înzestrat cu talente considerabile și multe calități minunate. Tu nu ești numai capabilă să realizezi mult, rezistența și încrederea ta îți permit să rămâi pe partea de sus a succesului pentru o lungă perioadă de timp, ce te ajută să-ți atingi în mod consecvent obiectivele, chiar și cele mai incredibile. În primul rând, ai calității de neînlocuit ale unei personalități, precum o memorie fenomenală și dorința de a te dezvolta, de a primi noi cunoștințe și abilități. Tu ești foarte încrezătoare în tine însă și ești conștientă de virtuțile tale, iar în alta ta stimă de sine se dezvoltă rară ori în aroganță și egoism neplăcut. Asociându-ți cariera cu o singură profesie, te dedici unei învățături și nu schimbi niciodată principiile vieții. Te străduiești să-ți înțelegi și să-ți cunoști talentele și virtuțile, dar dacă nu reușești pe deplin, poți trăi în modă liniștit și fericit, mulțumită de ceea ce ai, ești entuziasmată și, din motive de afaceri îndrăgite, ești uneori gata să lucrezi dezinteresat, tu nu tolerezi atunci când îți sunt dezvoluite sentimentele, încerci să-ți analizezi acțiunile, să lași pe foarte puțini în lumea ta interioară. Aceste calități trebuie luate în considerare și nu ar trebui să fii chinuite de întrebări sau critici excesive. În sfera personală lucrurile nu sunt la fel de netede ca în cariera ta. Tu păstrezi coerența ideilor și angajamentul față de munca ta, dar loialitatea față de un partener de viață nu este întotdeauna posibilă. Ești predispusă să iubești aventurile. În același timp, ești foarte carismatică atractivă pentru sexul opus și, prin urmare, nu duce lipsă de admiratori. A construi relații armonioase cu tine este, de asemenea, destul de dificil prin faptul că ești încrezătoare în sine și nu-ți place să faci compromisuri. Ambiția și succesul sunt principala prioritatea vieții tale. Pentru a obține succesul, ești gata să sacrifici mult, să manifesti perseverență și fără compromisuri. Cu toate acestea, cu toată încăpățânarea și simplitatea ta, ai un sentiment de tact și demnitate și, prin urmare, nu provoci conflicte deschise. Cu capul scufundat într-o afacere preferată, nu poți observa că toți ceilalți și-au pierdut de mult interesul în proiect, de aceea, din când în când de trebuie să te odihnești, să gândești la tot și să-ți schimbi prioritățile dacă este necesar dragoste și compatibilitate. Poți fi la fel de pasională și arzătoare ca orice berbec, dar îți apreciezi libertatea și independența și, prin urmare nu ești predispusă la o apropiere excesivă. În relația pe termen lung nu contează doar dragostea și pasiunea, ci și interesele și prietenile comune. Cu toate acestea, nu se poate spune despre căsătorie că poate fi foarte durabilă având în vedere predispoziția spre adulter și aventuri de dragoste. Tu poți chiar să nu vezi nimic în comportamentul tău. Construirea relațiilor cu tine la nivel emoțional este destul de dificilă. Nu îți place să pierzi timpul vorbind și să afli adevărul. Perspective favorabile pentru o relație sănătoasă și pe termen lung ai cu gemenii care sunt și inovatorii neobosiți. Un sagedator luminos și impulsiv este partenerul ideal pentru tine. Ai multe în comun cu vărsătorul independent, dar va trebui să te aștepți la cea mai înaltă trădare din partea lui. Una dintre cele mai reușite alianțe o poți o forma cu un antagonist din pești, care îți va ceda cu bucurie conducerea, încântându-te cu misterul și disidența sa, dar aici ar trebui să-ți calmezi căldura pentru a nu-l ofensa pe partenerul tău. Romanul cu un reprezentant al berbecului este posibil, dar aici poți primi o palmă, ducând de la separare, deoarece bărbatul berbec nu este gata să fie condus pentru o lungă perioadă de timp. Cele mai insuficiente unii matrimoniale ale tale sunt formate cu reprezentant practicei semnelor pământului, capricorn, taur și balanța, care par a fi atât de plictisitori pentru tine încât vei renunța singurică. Dar Siculeu, deoarece în lupta pentru conducere apar doar contradicții, totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. De cele mai multe ori atingi succesul dorit și ai destule abilități, pentru a rămâne pe primul loc într-o situație, tu analizezi externul, acordând puțină atenție conținutului intern. De obicei îți alegi profesia, principiile și comportamentul o singură dată și apoi nu schimbi nimic. Gloria înseamnă mult pentru tine, dar poți trăi fără ea. Chiar și în situații dificile și de criză, ești capabilă să te aduni și să continui să lucrezi la ceea ce ai de făcut. Într-un mod paradoxal, tu combini realitatea, setă de faimă și o anumită modestie. Artist, interpret sau executant ești de o performanță bună, deși cel mai adesea tu percepi totul cap în joc. Ceea ce tu nu poți tolera este o examinare atentă a persoanei tale, o analiză a acțiunilor și motivațiilor tale. Ești nemulțumită de interesul sporit pentru viața ta interioară. Cele mai potrivite profesii pentru tine sunt cele în care te poți dedica întreaga ta viață. Tu vei reuși în cariera ta de-a lungul întregii perioade de ședere pe acest pământ. Sănătate și boli. Din moment ce ești extrem de concentrat asupra muncii, în momentele rare de odihnă te relaxezi atât de mult încât te depășești limitele tale încercând să uiți de perioadele de stres. Supraalimentarea, consumul de alcool, supraexploatarea corpului, toate acestea sunt pline de consecințe nedorite. Ar trebui să renunți total la medicamente stimulatoare și alcool și nu ai face rău să-ți reconsideri dieta, altfel vei putea obține grăsime vizibil excesivă și să câștigi o gastrită permanentă. Poți dezvolta o dependență de tot ce este exotic, prefer mâncarea picantă, dar nu uita că alimentele trebuie alese nu numai pentru gustul lor, ci și pentru gradul de beneficii pentru sănătate. Prin natura ta, ești înzestrată cu rezistență și o constituție puternică, poți rămâne activă pentru o lungă perioadă de timp. Cu toate acestea, ar trebui să practici aceeași abordare sensibilă pentru mișcare, hobby și divertisment. Destinul și norocul, universul te a înzestrat cu abilități mentale mari, ai o memorie excelentă, ești capabilă să-ți amintești o cantitate mare de informații ai talentul unui vorbitor iscusit, te poți ridica rapid și ușor în afaceri, poți face multe, vei fi fericită și vei putea ajunge într-o poziție înaltă, sau te vei înneca în vin și vicii, după ce îți vei fi petrecut viața în zadar cu jocuri de noroc, divertisment, controverse și certuri. Totul depinde de familia în care te-ai născut, de ce calitățile naturii tale vor fi dezvoltate, cum vei fi crescută. Dacă tu vei alege calea auto îmbunătățirii și dezvoltări, nu distrugi talentele și abilitățile care ți-au fost date la naștere, viața ta va fi plină de bucurie și prosperitate. Sfaturi pentru tine Sfatul principal Trebuie să fii capabilă să te retragi și să înveți să faci compromisuri. Ascultarea opiniilor altora este de asemenea utilă, deoarece o persoană nu poate avea întotdeauna dreptate în toate. Nu îți fie frică să faci schimbări în viața ta, să te ocupi de o nouă afacere dacă este necesar, să stăpânești o nouă profesie. La urma urmei, inteligența și talentele tale îți vor permite să te realizezi în multe domenii. Încearcă să fii mai devotată partenerului tău. Nu abuza de starea ta bună de sănătate. Învață să discuți despre problemele tale cât și despre succesele tale împărtășește cu persoanele apropiate atât bucurile cât și tristețile. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești ca un copil care se bucură de orice dar. Pentru tine, nu este nimic mai ofensator decât să fii uitat să-ți dăruiască ceva de ziua ta. Dar dacă ceva chiar nesemnificativ este ambalat luminos și vesel, atunci deliciul care te cuprinde va fi asemănător cu o ploaie veselă de vară. Simplul gest al darului va fi acceptat cu plăcere și, în plus, nu vei pleca fără să aduci mulțumiri care pot te depăși darul primit cu un ordin de mărime a prețului. A primi un cadou servește ca un buton de pornire pentru atenția reciprocă. Totuși, preferi un dar pe care îl poți încerca imediat sau îl poți folosi ori de câte ori este posibil, astfel încât să-ți reamintească de cel care ți l-a dăruit. De aceea, Darurile comestibile sunt ca niște felicitări care nu pot fi atinse, ceva comestibil poate servi ca o sudură pentru darul principal. De asemenea, florile nu provoacă reacții speciale pentru tine. Conform experienței tale, florile trăiesc prea puțin, iar tu atrage deja toate lucrurile vii. Atâta timp cât lucrul poate fi folosit, acela este în viață, dar, potrivit concepției tale, nu poți folosi florile. Un avertisment, nu accepti daruri de la oameni care nu-ți plac. Iubești tehnologia, în special noua tehnologie digitală. Desigur, aceasta îți va aduce bucurie într-un telefon nou, o cameră foto de înaltă calitate. Dacă situația financiară permite un automobil, atunci să fie roșu, în caz contrar, vei invidia în continuare proprietarii de autoturisme roșii strălucitoare. Pentru tine este mai bun un dar ieftin, util în timp, deoarece te poți simți ofensată de un dar scump și inutil. Poți fi dispusă să accepti un set de teflon, mai degrabă decât un laptop chic. Îmbrăcămintea sport poate constitui un cadou bun pentru tine. Ești atât de inteligentă încât sportul nu este perceput ca un hobby? ci ca o componentă obligatorie, consolidând sănătatea. Pentru gospodinele modeste toate felurile de vase, precum și o mașină de cusut, un aspirator nou. Dar dacă cineva ar dori să îți ofere bijuterii, în acest caz, este mai bine să ți se ofere șansa de a alege independent. Cercei cumpărați cu câteva zile înainte de vacanță vor fi de neuitat pentru tine vei primi cu plăcere seturi originale de bijuterii, seturi de manicură și tot felul de brățări sau decorațiuni interioare. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.